Profetul Ioel reia în cartea sa o promisiune a lui Dumnezeu făcută evreilor cu 600 de ani înainte în pelerinajul lor prin pustiu. Bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie ca odinioară. Ioel, capitolul 2, versetul 23. Când este vremea potrivită pentru ploaie? Când este vremea ploii? Răspunsul nostru natural are în vedere beneficiul propriu. Ne trebuie apa ploii peste ogoarele noastre însămânțate ca să fertilizeze pământul, ne trebuie ploaie înainte de seceratul recoltă. Nu prea ne gândim că ploaia ar avea o vreme potrivită din perspectiva celui ce o dă. Ce ziceți? Oare ploaia n-ar putea fi și un semnal prin care Dumnezeu să ne atragă atenția spre cer, spre locul de unde vine binecuvântarea? Dacă ploaia este mesajul lui Dumnezeu, darul iubirii lui Dumnezeu, înseamnă că acum este o vreme de ploaie. Este un timp când poți să-L cauți pe Dumnezeu, căci El poate fi găsit. De aceea zice Scriptura, astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inima, ci primiți-L. Nu ține umbrela deschisă, lasă-te udat de ploaia Lui cea binecuvântată, căci ea este un semn al dragostei Lui. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Evrei, capitolul 6, versetul 7. Dumnezeu revarsă ploaia ca un dar oferit deopotrivă celor buni și celor răi. Este adevărat că Dumnezeu promite că ploaia poate fi și un instrument de binecuvântare sau de blestem. În cartea Deuteronom, în capitolul 11, Dumnezeu promite că va răsplăti ascultarea de poruncile Lui cu ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie. În capitolul 28, din aceeași carte însă, Dumnezeu amenință că neascultarea va fi pedepsită prin secetă. Lucru care s-a întâmplat cel mai dramatic în istoria lui Israel pe vremea lui Ilie. 3 ani și jumătate de secetă. Dacă Tora lasă impresia că Dumnezeu instaurează un fel de meritocrație, cel puțin așa au înțeles fariseii, Dumnezeu, încă din grădina Eden, anunță minunata lucrare a Harului în raporturile sale cu omul. În special în mesajele profeților din Vechiul Testament, printre suspinele dezamăgirii lui Dumnezeu, printre cutremurătoarele amenințări cu judecata și pedeapsa neascultării, se întrepătrund neînțelesele promisiuni ale restaurării prin har, prin oferta necondiționată a lui Dumnezeu. Astfel, în Isaia, în capitolul 55, avem o fantastică revelație a inimii lui Dumnezeu, a felului cum gândește, plănuiește și iubește Dumnezeu. Căci, după cum ploaia și zăpada se pogoară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci îl fac să rodească și să odrăslească pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Isaia, capitolul 55. Ce nu poate pricepe rațiunea omenească este planul lui Dumnezeu. Cum ar putea peștele să viseze la pescar, să-i anticipeze intențiile? Rațiunea urmărește lanțul cauzal. Nu funcționează dacă o verigă lipsește. N-are cum. Dumnezeu zice că gândurile și căile sale sunt atât de diferite și depărtate de gândurile și căile noastre, pe cât e de departe cerul de pământ. Și totuși, cerul se apropie de noi, se unește cu noi prin ploaie.
ploaia este o metaforă a cuvântului lui Dumnezeu. Richard von Brandt spunea că în limba ebraică nu există expresia abstractă plouă. În înțelegerea evreiască, ploaia nu este un fenomen abstract, ci un dar al lui Dumnezeu. De aceea ei spun, Dumnezeu a dat sau dă ploaie. Cel ce dă ploaie într-un pământ arid, stâncos, ca al Israelului, demonstrează că performanța agricolă depinde de darul lui Dumnezeu. Tot astfel, cuvântul lui Dumnezeu care cade peste tine, prin nenumărați picuri de versete biblice, literatură creștină, predici în nenumărate biserici, cântece, emisiuni de radio sau TV creștine, judecăți, cutume sau exemple de creștini autentici, acest cuvânt al lui Dumnezeu are potențial fertilizator pentru cel mai arid teren. Cuvântul lui Dumnezeu care iese din gura lui Dumnezeu va face voia lui Dumnezeu și va împlini planurile lui. Ce știm noi despre planul sau planurile lui? Știm doar ce ni s-a revelat. Știm că Dumnezeu este hotărât să ierte păcătosul cel mai rău. Este dispus să plătească cel mai mare preț pentru a-l răscumpăra. Cine și-a putut imagina vreodată că pentru cel mai mare dușman al lui Dumnezeu, pentru cel mai înfocat ateu, pentru cel mai mare batjocoritor și intolerant activist anticreștin, Dumnezeu a dat la moarte pe Fiul Său, cuvântul făcut trup. După logica omenească, dușmanii trebuie pedepsiți în piețe publice, ca exemplu. După logica lui Dumnezeu, un dușman pedepsit e mult mai puțin decât un dușman răscumpărat. În logica omenească, omul e legat de proprietate, de niște valori culturale, de niște relații și tradiții. Și ca să-și le apere, se înarmează, învață arta războiului, le apără cu prețul vieții, căci viața n-ar avea sens fără ele. Hristos, cuvântul venit de la Dumnezeu, s-a dezlegat de slava cerească, de părtășia de care se bucura în ceruri, cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Duhul Sfânt. S-a dezbrăcat de sine însuși, adică de statutul său de coegal cu Dumnezeu. S-a smerit, făcându-se coegal cu oamenii, ambasador al cerului, și a venit să-și salveze dușmanii, dar și pe cei care habar n-aveau că sunt în pericol, habar n-aveau de Dumnezeu. Nu-i interesa nici de trecut, nici de viitor. Ca și ploaia, influența lui Hristos se distribuie tuturor, atât individual, cât și colectiv. Dumnezeu nu numai că mântuiește oameni, ci creează și un context favorabil vieții, iertării, restaurării. Da, zice Isaia, veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace. Munții și dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră și toți copacii din câmpie vor bate din palme. Cu alte cuvinte, ploaia nu are de-a face doar cu fertilitatea pământului, ca să producă hrană, ci și cu starea de spirit. Aduce bucurie și pace. Nu orice bucurie, bucuria îndrăgostitului, bucuria care se exprimă în poezie, în cântare, este bucuria prezenței de spirit. Este viața trăită în Hristos. Psalmistul exclama că tânjește după Dumnezeu cum tânjește un cerb după izvorul de apă. Aici însă găsim că Dumnezeu tânjește după om, după atenția și dragostea Lui. Cerul cel depărtat coboară la noi în picuri de ploaie, o ploaie binecuvântată. Timp de mii de ani, acest gând al lui Dumnezeu, această voie a lui Dumnezeu, a fost o taină inaccesibilă omului. Dar acum, zice Apostolul Pavel, în scrisoarea către Coloseni, Dumnezeu a voit să facă de cunoscut taina ținută ascunsă de veacuri, și anume, favorul ce avea de gând să-l ofere tuturor oamenilor de pe pământ. Hristos în voi, nădejdea slavă. Observați, Hristos nu a venit doar ca salvator providențial.
ca un eliberator eroic care după victorie se retrage undeva în palatul său, eventual într-o statuie sau într-un mausoleu. Lucrarea sa este una cosmică, dar și una lăuntrică, privată, intimă, personală. Adică el oferă nu doar iertare și să rămâi un om iertat, ci când Hristos vine la tine prin cuvântul Evangheliei, el bate respectos la ușa inimii tale, dorește să intre în inima ta cum ploaia intră în pământ și acolo să germineze și să dea naștere unei făpturi noi dintr-o sămânță care nu poate putrezi. El dorește să devină un Hristos întrupat în tine, un Hristos viu care temporar să poarte chipul tău, amprentele tale, dar care e sortit slavei, nemuririi. De acolo, din forul nostru cel mai intim, el își poate exercita lucrarea de mântuitor, de salvator al nostru, din toate cursele celui rău, din toate ispitele care ne-ar înrobi, ne-ar degrada, căci ne-ar birui. Hristos prezent, activ în noi, e eficace, ne salvează. În ziua cea mare a sărbătorii fără sfârșit, în locul spinului, în locul mediului ostil, în locul pedepsei, se va înălța chiparosul, spune Isaia. Adică, în locul sursei de durere, vom avea parte de o desfătare estetică. În grădina Eden, după ce primii oameni au păcătuit, Dumnezeu a decretat că pământul să dea spini și mărăcini, ca omul să fie nevoit să transpire în muncă, să-l doară ca să se hrănească. Perspectiva pe care o promite Dumnezeu este că pământul va fi transformat într-un Eden terestru, un loc al slavei Domnului. Dacă în prezent avem parte de mântuire lăuntrică, personală, dar rămânem într-un mediu ostil și neprielnic, atunci când Hristos va reveni ca să răscumpere întreaga creație din robia entropiei, a răului multilateral dezvoltat, vom fi niște făpturi mântuite într-un mediu glorificat. Cum va arăta aceasta? Nu știm. Nu ni s-a arătat. Știm doar că mintea și simțurile noastre nu pot concepe slava acestei realități. Doar noi o percepem prin credință, căci răzbat până la noi ecourile sărbătorii fără sfârșit. Și lucrul acesta va fi un semn veșnic de pieritul tău.